Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu, grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Credeam că pot să prind munții, dar din păcate nu. Foarte puțin acolo. S-a pus puțin zăpada pe ei. Mergem la poștă să duc câteva plicuri cu felicitări care s-au vândut săptămâna asta și un parfum care s-a vândut azi. Și după vom merge în second hand. Aici este skate park-ul lângă primăria. Asta e primăria orașului meu. Este un oraș foarte mic. Acolo este skate park. Iar aici avem poștă. Poșta română. Nu chiar, sughițam. Ok, revenim. Am pus alea la poștă. Aveam una care nu eram sigură dacă mai trebuie un timbru sau nu, dar mi-a zis tipul de acolo că e ok. Ok, n-am mai stat la rând. Ok, mi-a zis că vreți să... Mamă, ce frumos să vă munții. Ia uite ce frumos. Ok, a zis că vreți să vedeți mai mult din orașul meu și că casele sunt depărtate una de alta, îmi zicea cineva. Mie mi se pare că sunt chiar prea apropiate. Dacă vă duceți în Texas, în Utah, în alte state, bine, nu astea metropolitane, adică la statele mari mă refer, dar la astea mai mici veți vedea case fix cum era noi la țară, o casă aici, picolo. Adică nu așa de apropiate cum sunt astea. Mie îmi place foarte mult zona asta. Adică îmi place că sunt la jumătate de oră de tot. Adică dacă vreau să mă duc în Los Angeles, we make half hour until Los Angeles or less if the traffic is okay. Deci în Los Angeles jumătate de oră. Santa Monica? Half hour? Traffic? No, it's normal, like no traffic. În Santa Monica, fără trafic, 40 de minute. Dacă vrem să ne ducem la Big Bear, la munte, la mamă, câta lume, ceapa mamilor. Puteți stați acasă, mă, băieți, mă. Aoleu, e foarte multă lume. I don't know. Hi. Revenim. Am ajuns la ușă. Stăm la rând la fericire. Mai așteptăm o persoană să iasă, să pot intra eu și după aia mai iasă o persoană, să poate intra Jose. Ce frumos e afară. Eu mi-am luat azi un hanorac. Și mi-este așa de cald în el. Foarte fain afară. Acolo e biserica din... Bine, una din biserici. Hai! No, give me one and I get in. Oh, ok. Și am intrat în magazin. Din păcate... Din păcate nu ne oprim la haine, dar am văzut ceva drăguț. Ce e cute e asta? N-a trecut iarna, nu ne mai trebuie. Fuste. Vedeți cum suntem noi femeile? Zicem una, facem alta. Bărbatul mi-ar fi super mega de acord cu chestia asta. Ce drăguț e asta? Dar nu mi-a stat mie bine. Ce cute e asta? Ce mărime? E unul XL. Faină. Mă uitam să văd unde nu e lume, că acolo plâng copiii. Ziceam că nu vreau să mă opresc la haine. Ce drăguță e asta. Dar, na. Vreau să vă la gents. Hi! How are you? I'm doing good. How are you today? Good, thank you.
Ce geantă, frățică. $6. De că văzusem una aici. Ce este rucsac? $5. Hai să văd ce firmă e. Nu văd nicio firmă. Cute. Bărbatul meu încă e afară. Că nu a ieșit deocamdată nimeni din magazin. Că de obicei așa se procedează. Iese unul, intră altul. Ia să vedem aici la butic ce găsim. Ce faine semnele alea de carte. Cred că ce scoruri au. Starbucks. Bijuterii. Mă uitam la inelele alea. Yeah, may I see the rings, please? Thank you. Ah, ce drăguță e asta în formă de inimă. Ah, nu-mi vine. Și asta e drăguț. Și ăsta e drăguț. Da. Ce cute e și ăsta. Ok. Ne să vedem aici la bijuterii. La bijuterii, la parfumuri. Dacă e ceva ce... Hi. I want to see something here. Văd o paletă acolo, dar nu știu ce paletă e. Ok, may I see this perfume down there? Not the other one. Ah, Queen Latifah, I think is this one. Yeah. Color correcting. Body gel. How much is the Chanel? It's still full price, $50? Yeah. What is the color? Green and orange. That's white. May I see the Victoria's Secret one and the Calvin Klein? Yeah. Shop. Chest and ass again. Yeah, that one's it's a bra. Yeah, but it's a bra. I thought it's a perfume or something. Oh yeah, yeah. $50. Okay. No, thank you. Mm-hmm. Let's see. Okay. Let's see. Ce avem aici la genți? Ce e asta? Cineva s-a uitat la firmă. $2.50. Dar cât e de drăguț e rucsac? Da, dar lipsesc alea de la... Ce e cute și asta? Ok. A intrat și... Do you want my phone? Am intrat și Jose. Așa s-a oprit aici. Maimon, Ami. Mamă, ce-am zis că scrie Dana. Scrie dance. Interesant asta. N-aș purta-o niciodată, dar interesant. Excuse me.
Ce drăguț e și asta. S-au oprit fetele la cioace. Asta e vintage. Și asta e vintage. $5.99. Stați un pic. Condiția e bună. Nu știu dacă aș purta o vreodată. Și e și jumătate de preț. Da, poate că nu. Poate că nu, poate că nu. Ok. Hai să vedem ce mai avem aici. Are cineva nevoie de un pat? Mamă, ce-au golit ăștia. Conga. 1978. O să fac un search la asta. Știu că nu e Don't go under the mistletoe with anyone else but me. Ce e cute. E vintage, în 1978, dar nu e cine știe ce. Ce chestii faine. Ar trebui și mie una de asta să vă pun. Să nu vă mai uitați la... Să nu vă mai uitați ce e în spatele meu tot timpul. Wow, și mesele alea ce faine sunt. În formă de cufăr. Și ăla negru de acolo e fain. Și ăla pictat e fain. Multe faine. Mai că n-avem loc de mobilă, așa că ne uităm la sticlărie. Groomsman, îmi pomenește careva. Ce cute e asta! Nu văd nimic. Ce faină e asta. Made in China. E faină, da? Și asta e faină. Asta a pixat-o cineva. Ok. Ia să vedem. În partea asta, la altă. Și găsim. Ok. Astea tot aici sunt. Asta e 50 de cenți acum. Minciută că lipsește capacul la asta. Era fain dacă avea capacul. Ce drăguță e și asta. Made in China. China, China, China. Ta-ta-ra-ta-ta. Altceva. Nu prea văd. Nu prea văd multe lucruri. Ce-au făcut ăștia, mă? Ce frumos e ăsta. $1.99. $1.99. $6.99. Chiar văzusem unul de ăsta. Alb așa și am presat că era la $50 sau ceva de genul ăsta. Uite, au și ceșcuțe, mama. Deci e tot setul, frate, că au ceșcuțe, uite. 2, 3, e așa, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 8 așa și 6 așa,
Vă dați seama, e $3 setul. Ca să fac, să-l cumpăr pe tot, cred că mă ajunge $70. Nu știu, zic și eu. Mag. Drăguță și asta. Nu știu unde e făcută. Deci eu am o boală la câini, mă. Ce vreți? Ce vreți? Când le văd, parcă îmi vine să le cumpăr. Parcă. Nu tot timpul. Ellen. $1.99. Câinile astea le poți cumpăra doar dacă te duci la show la ea. Și acolo are magazin unde le vinde. Cred că multă lume a zis tot felul de lucruri rele despre ea. Noritake. Tot face mai mult bine decât rău. Interesante, cum mamă ce frumos e asta. Ai, e set. $2.50. Trebuie să mă uit să văd dacă e ciobit. Nu e. Mamă ce frumos e. Asta ar trebui să-i arăt lui frate meu. Să facă și el. Vedem ce o să iasă. Sună periculos. Trage fusta mai jos. Am tras eu acum am anoracul. Nu-i nimic. Interesant, hai să înțel aici. Las că vrea folosesit-o Jose Sone, telefonul meu. Ok. Continuăm. Asta-i să pun. Cât de cute e. Credeam că e PlayStation. Ce grea e cu mărgelile astea. Strică toată treaba asta. Dacă era făcută dintr-un material mai finuț, era chiar faină. Hai să vedem ce găsim aici. Asta e pentru mărunțiș. A, e doar un borcan. Interesantă asta. Oare ce e? A, e doar un container. $12. Ce fain e și suporturile astea pentru lumânări. Din China. That's cute. Și asta e faină. You could spray paint it too.
Yeah, I'm sorry. That's fine. Mm-hmm. Cine e asta? Ce față are? Faina asta e suport pentru lumânare. Ah, asta are... ce faină e asta. $3. Aici poți să pui flori și să faci ca o vază. Cât de faină e. Portocaliu și verde e la reducere. Da. N-am unde să mai pun flori. Fake flori. Ce e asta? A, se deschide asta. Interesantă. $1.99. Ah, asta e Mickey. Hei, Mickey! Mm-hmm. Ia să vedem la jucării. Mamă, câte jucării mi-a dat de cap. Și niciunul nu-i Pokémon. Aveți un coșmar la noapte? Mă uit după cartonașe, da? Nu văd decât cartonașe de baseball. Nu beau baseball, mă. Asta e mașinuța aia de la Eroi în pijamă. Cine e aici? Vision, Ant-Man, Mickey. Iron Man. Vreau și eu ceva. Vreau o comoară. Ce faină e asta. Ce e aici? Ierusalim. Hai, e Biblia. Cred. Sau ceva? Holy Bible, da, și făcută din lemn. Wow, cât de tare. Nu să văd ce preț au. $7. Mamă, cât de faină. Era fain de chiar la jumătate de preț. Stați un pic că revin. Trebuie să pun Biblia înapoi. Că na, cine să o cumpere, să o cumpere ca lumea. Văd un suport de lumânare. E de fapt o cutie muzicală. Dar cât de cute e. Făcută în Japonia. Fain. Și chestia aia se duce în jos. Deci ai putea să o folosești ca suport pentru lumânare. What is this? I know, that's why. Look. A toy? Okay. Who says this is a toy? Nimic.
am găsit ieri, am fost la second hand, nu am filmat. Că na, nu filmez peste tot unde merg. Ce drăguță e asta. Uai, ce cute e. Pentru bijuterii. Și merge. Și asta e faina. Îi de suport. Suport pentru sticle. Și am găsit niște parfumuri. Și am pus aseară unul la vânzare. Nu unul, mai multe, dar s-a vândut unul. Și eram super, super fericită. Ce cute e asta. $6. Ia uite și pe ăsta. Uai, ce cute e asta. $4. Disney. Super fain. Ok. Hai să vedem la plusuri ce găsim. Dacă găsim ceva. O, da, și mi-mi place să mă uit la basketuri astea aici, la coșuri. Ai jucării nu prea vă multe. Cine e ăsta? Ia vină cu-a. Ce drăguț e. Fă materialul de la squish, așa. Ia să văd tu cine ești. $15. Mă. Mă n-auzi. Aici avem un nenea. Nu știu dacă cântă sau face ceva. Ce mai avem? Asta te mușcă. PetSmart. Ce-mi putea să fie Ana Frank? Ala era bun. Că mai găseam unul de la Lisa Frank, Ana Frank. Ce drăguț e și asta. Ce cu ăsta? Cuddle Me Toys, Los Angeles. Uite, am găsit-o pe Dori. Cine e? Zicea că a pierdut-o pe Dori. Am găsit-o. Finding Dori. Ok, se pare că ăsta a fost video de astăzi. Mă apuc să caut maimuța aia, să văd ce e cu ea. Dacă nu e nimic, o să o pun înapoi. Ok, asta a fost video de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și nu uitați să te abonezi dacă nu ești deja abonat, ok? Vă pup, pup! Sper să aveți o zi cât mai frumoasă și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Bye!